Hey, yo! Salutare, jupânilor! Bine ați venit la un nou episod, deși despre FIFA 19, un nou clip din, bineînțeles, seria PEC Opening. Astăzi suntem pe contul mare, avem de deschis 31 de pachete, ceva de genul. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede butonul like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați sub oțelul. Dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja și pentru mult mai mult conținut. Hai să vedem ce pecuri avem, fiindcă avem din nou premium de 7500, un jumbo gold, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 de 15.000, premium gold player spec, deci două nu deschid, deci amândouă nu le deschid, așa scrie pe listă, așa facem, fiindcă am alte planuri cu ele, prime, câte avem prime? 3, 2 deschidem, un jumbo premium gold player spec de 50k deschidem, small gold, small prime, rare player spec, le deschidem pe ambele, așa cred. 2 mega pack-urile, 2 mega pack-uri, 4 mega pack-uri, știu că unul nu deschid, dar mai avem și după. Un pachet, parcă ceva de genul. Hai să vedem. Premium Gold Pack. Vă să sperăm că pe contul mare o să prindem ceva. În ultimul timp n-am mai prins. Ce-o fi, o fi. Încerc să nu mă mai supăr. Deși n-ai cum, fiindcă e munca ta. E timpul tău pierdut. Dar, hai. Hai să vedem. Poate o dăm frumos astăzi. Mi-aș dori din tot sufletul să prind un Carnival. Nimic, ce noi pe board măcar își primește skip-ul. Trebuie verificat puțin. Ce merită păstrăm. Ce nu dăm quick sell. Hai să nu dăm un astea 15, vreau să dau un alea. În asta, small goal player spec. A, nu trebuia să dau, putea să fie board, what the fuck. Dar n-a fost. Otavio. Nu mulțumim. Iobi. Hai să zicem Destro. Nu cred că nu. Nu se dă nici la 800. Și oricum nu cred că o să-mi ajungă spațiile pe market. Hai să deschidem. Astea de 15k. Ok. Și-a luat skip-ul. Pam, pam. Nu tu squad fitness, nu tu nimic. Îi dăm save ward. Că e și lui ward, că e de Premier League. Chiar am nevoie, frate. Înainte de eventul cu pachete reduse pe contul ăsta aveam 3.200.000. Vedeți, am pierdut aici undeva la 500k doar pe contul ăsta. Și per total undeva la 1.000.000 am pierdut. Și nu mi-a dat nimic, deși am deschis și acolo de câteva milioane. Dar ce a fost, a fost. Contează ce va fi, nu? Dar măcar să fie. Birachi. Ia left back de Serie A, deci se cere. Vreau să mă contrazică pachetele astea de 15k, frate. Să-mi dea și mie ceva bun. Până acum 60. Pam, pam. Hunter, Untradable nu contează, e bun și ăla, îl folosim. Van Aanholt, 1800, hai să zicem Carlos Vela, nu ne interesează. Următorul vânător, să sperăm câștigătorul, nu e niciun câștigător. Ia de aici. Anchior, Mojica. Tsigankov. O să zic că lumea că suntem rasiști, că îi zicem Tsigankov. Dar interesant nume. Hai mă, să fie seara noastră, nu ne-ai mai dat de mult ceva big. Și mi-e dor, frate, să trăiesc senzațiile alea. Bun, Sisoko, Castro, Perez și Bănuleasa. O româncă.
Interesantă și ea. Bun, Perez. Dacă îi dăm Quick Sell pe bani puțini. O să fie din nou pe opening de vreo 20-25 de minute, dar n-am ce să fac. O să încerc să, no, să nu mai desfac atâtea pachete, să fac episoade mai scurte, fiindcă am văzut că pe unii deranjează că deschide multe pachete. De ce dăm pe opening mereu? Așa zic unii. Bun. Nu vreau să scrimă ei sports cu gri acolo. Firați voi să fiți de prătuitori. Mariano. Gil. Gil zis gilet. Flint. Bun. Cămao, Matrageao, Matrageao, dăm, băi, nici măcar bor până acum și eu visez la Orca, visez la Carnival, visez la Icon, să nu mai zic de Icon Moment, alea nu vin la tine, sortaciule, alea nu vin niciodată la tine, bun. Yo, 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 nada, nada. Mandy, Wolf, Kostic. Ia, Lupu, face ceva? Hai, Kostic, o face? Hai și tu. Bam, bam. Na, am dat skip, ce prost sunt. Nici n-am stat să văd dacă e board. Uite, era, primeam și noi un board. Și și-a luat skip săracu. Hai, se mai întâmplă, m-am mâncat mâna. Ryback de Bundesliga se cere. Hai mă, băi, băi. Hai de mă, dă-ne și nouă ceva. Am obosit să tot fiu obosit. Pe Zela. Gintzek, Junior Caisara, Stürger, bam, ia să vedem, nimic, Junior Caisara, asta, Pezela, nimic, n-am înțeles, Jumbo primul gol, pe mai avem 3, inadmisibil, dar povestea o știți, nu? Cu rage-ul pe fiecare pe opening. Totuși, uite, încerca să nu, indiferent ce se întâmplă aia. Și știu că nu o să-mi dea, înțelegeți? Știu că nu o să-mi dea, pentru că, na. Așa e, au ceva cu surcioaca. Bam. O dăm relax, dacă e să ne deați... Oh, workout, hai mă, Carnival! Nu se poate, mă, dăm brășmi un car. Sau ceva bun, Ita... Left wing, Insigne 88. Nu e rău. Nu e rău, workout, Insigne de la Napoli. Deci nu mai este ce a fost. Deci nu e un special, un Carnival, băi, mi-aș dori să simt și eu fiorul ăla. Altceva nu mai avem un pack pentru că e... Nu. E tradable? Ok, e și tradable. Undeva la 45.000, 40.000. Văd că nu se dă la 43. Da, interesant pack. Quicksell, Mangala, Cleverly. Hai să zicem. Bun. Back to back. Și Carnival să fie. Back to back la 15K nu o să vezi în viața ta. Da. What the fuck? Doar dubluri, ma fuckers. Stai mă că toți sunt trei de bă, ce fac eu aici? Ok. Caceridi. Ordeț. Asta s-ar putea să facă. Zapacoșta. Sandro,
Hunt. Ok. Deci am zis premium gold player spec, nu prime. Ok, hai să dăm un small prime. Am priceput. Avem port. Croația, goalkeeper sub asist de 83. Goalkeeperul luase Monacao, Matrageao, Cervi. S-a luat Quixel. Pum, 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 Jumbo, Rare Players, Mega Sheet-uri. Avem, deci, welcome pe coată, fac welcome to un loan icon, player pick, un loan team of the week, un loan UEFA Champions League player and 85 rare gold player pick. Păi o să fac episod separat cu astea, probabil. O am și pe conturile celelalte. Loan icon, interesant. Dar nu-l deschidem acum. Acum l-am primit când am intrat. Deci Rare Electrum. Premium Electrum. Hai să dăm un Premium Electrum. Nimic nici aici. Ok. Hai să-l păstrăm. Dini. Asta are un nume cât Himalaya de lung. Bun. Prime, Jumbo. Mai avem ceva pe câte? Deci un mega pack nu deschidem. Hai. Dăm și noi mega pack-uri. Sau de fapt o să le iau pe rând. Nu mă mai interesează să le iau în ordinea valorii, nu. Aici trebuie să schimbăm. Bun. Păi și eu la Rivals niciodată n-am luat tradable de când a început jocul. Cu speranța că o să-mi dea. Deschide mai multe pachete, poate ne dă. Uit, nu. Nici tu. Nici tu, poate Schneider din. Nici tu. Ok. Deci premium, premium, prime. Un prime nu deschidem. Da, același rezultat dezamăgitor. Dar ce să facem? Mascherano. Opara. Oh, interesant, Opara, văd că face ceva. Și ăsta. Și ăsta. Deci avem două, mai deschidem un, un prime. Cu workout-ul ăla rămâne. Să nu zică că nu ne-a dat. Așa. Pastore, nimic. Mandi, nimic. Valencia, prea puțini. Turpe, mai deloc. Higuain, cred că o fi Frasu sau coincidență de nume. Horta. Așa. Jumbo. Bă, să știți ceva la promo? Da, să mai dai bani și să iei din shop. După ce că ăstea nu îți dau pe care le strângi tu și le iei la un preț mai mic, e teroare. Da, nu, pur și simplu. Nu-i zbor dintr-un pachet cu 24 de jucători, 7 rari. Doare tare, frate. 1200, Tadic. Ulreich. Pizarro. Ordeț, asta l-am mai păstrat. Wolf, parcă făcea la Padula, mâncamea ei. Ok. Curb, ce right back, ok. Hai să vedem. Deci avem rare player spec, mega pack-uri. Câte mega mai avem? 2, 4, 5. Hai să deschidem
4. Ca unul îl păstrăm. Avem și noi board. Columbia Cuadrado 85, cred, sau 84 Cuadrado, care s-a calificat cu Juventus grație lui Cristiano Ronaldo, dar și a întregii echipei, pentru că și mi-a plăcut cum a jucat și Bernardeschi și Pjanic, Emre Can, linia mediană în general, defensiva Szczęsny mai ales a fost sigur pe el. Mi-a plăcut. De ce-i bar pe listă nu știu, când trebuie să-i dau cu Excel. Probabil nu pot să și vorbesc, să și lucrez. Glumesc. Bun. Hai mă, oferă-ne și nouă ceva. Nu ne-ai mai dat de mult. Știu că nu vrei să ne dai, dar măcar puțin depășește și tu condiția. Bosnia Visca 83. Mă așteptam să fie Dzeko. 3000 coins sau avere, sincer. Nu ne interesează. Pe, da. Asta parcă a fost, asta n-a fost la Atletico Madrid, parcă. Sper să nu greșesc. Așa. Încă 2 megapack-uri. Pur și simplu bătaie de joc. Ia să-mi dau căștile jos că mi s-au încins urechile. Dublori cacalau. Ah, stai că astea-s untradeable. Da bă, și untradeable, că eu sunt fericit și cu untradeable, sincer. Nu trebuie să-mi dai tradeable ca să fac bani, că bani știu să fac. Dai-mi acolo, să-mi dai și mie. Că de-aia muncim cu toții. Am înțeles, nu-mi dai o săptămână, două, trei, dar deja sunt 2 luni, fratele meu. 2 luni pe ceas și nimica. Van Aanholt, hai să zicem, de fapt nu putem. Boli, nu mulțumim. Villanueva, Dendocar, așa. Pope, care a fost în Team of the Season și bineînțeles că pe el ni l-a dat anul trecut. Cel mai slab din Team of the Season, BPL, la Sordaciu a venit și nu pe un cont, ci nu odată, de vreo 3-4 ori. Ultimul megapack. Da, bordul, celebru bord pe care te poți pișa, ne-l dă pe Giuliano, marfă, mulțumim, chiar aveam nevoie de Giuliano să intre, să schimbe suflul echipei, îl pastrăm. Evans, hai să zicem că e din PPL, Hanin, nu, Wilson, Callum Wilson, anul trecut avea un infor, sau a luat de mai multe ori infor, arăta binișor băiatul, anul ăsta nu prea, deci 2 prime, mai avem 2 rare player, spec-uri, rare mega pack-uri, cât, deschidem și 2 rare mega pack-uri, și cam astea sunt 2 rare mega pack-uri și 2 rare player spec-uri. Ce-o fi, o fi, ori la bal, ori la spital. Bineînțeles că la spital. Ei, workout, haide! Hai mă, dăm și mi dăm ceva bun! Spania, CDM Busquets, 88. Bă, ca rating nu e rău, Busquets, 89. Și-a luat upgrade, am uitat. Nu e rău, un 89. Dar nu vreau să-mi dea carnibolul ăla. Și asta e ultimul pack opening, fiindcă se duce eventul. Hai să vedem, mai putem să avem ceva după? Măcar la mișto așa ceva? Mai avem un uniform și iar amendi. Uite, asta e un pachet bun. Asta e un pachet bun. Asta e 25.000. Da, cred că abia s-a băgat în Team of the Week, de aia atât. Pe Busquets luăm 50.000. Iar amendi 5.000. Bă, nu e rău pachetul ăsta.
Eu sunt mulțumit. Nu cred că putem să-i păstrăm pe toți. Sârna, Mehmedi, Montero, Iturbe, Rahikovic. Da. Dăm bă și mie, că n-am deschis 3 pachete. Mai dăm și mie, te rog frumos, back to back. Hai și din rare mega pack. Ei, back to back. Hai, Carnival, Carnival. Unul bun atunci. Dă-mi unul bun. Spania, CIM, David Silva. Ok, 88. 89, cât e? 89, David Silva. Not bad. Mega pack-ul e tradable. Hai să mai fie ceva lângă el. Și să fie frumos. Să fie frumos ca să nu fie urât. Hai, mai bagăm ceva. Mai bagăm ceva. Mai bagăm ceva. Nu mi-ai mai băgat nimic, mâncați-aș gura ta. Nici la dubluri. Da, sunt mulțumit, înțelegeți? Dacă ar da așa, nu zic mereu, dar de două luni nu mai am dăduse nimic. La ce pachete am avut și astăzi, nu e cine știe ce, dar nu. Să sperăm că ne mai dă un nou, ca și aia din alea două pachete. Cred că hai să-i păstrăm, că putem, avem spații pe market, să nu vă mai țin atât. Deci 2, 3, 4, 5, 6 pe cur trebuia să păstrezi, e bine. Rare players, pe hai mă, back to back to back. Fă-mi-o și pe asta. N-a vrut să ne-o facă, mă. N-a vrut să dea back to back to fucking back. N-am prins niciodată de 3 ori la rând, Brazilia. Haide, 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 haide. Hai mă, nu ăsta, mă, Fabinho, mă, era ok. Deși nu mai știu cât cu ăsta, 20 de K, tot era ceva. Din pachet de 50k trist rezultatul, dar sper acum la Rare Mega Pack. Hai, al luăm pe al doilea. N-a vrut, mă, fenomenal. E bort, ai un 84-85. Viviano. Și cam asta a fost. Ne-a dat Insigne, ne-a dat Busquets și David Silva. Cred că undeva la 150.000. Cam puțin. Bă, mi-aș fi dorit orice Carnival, mi-aș fi dorit. Să-mi pice și mie unul, n-a fost să fie. Fix 100. Nu, ba da, 100. N-a fost să fie, nu e capăt de țară, mergem mai departe. Deci 6 panchete trebuia să salvez pentru pe opening-ul viitor. Cu asta cred că o să fac episod special, separat, fiindcă am și pe celelalte conturi, probabil. Da, cam asta a fost pe opening, fraților, v-am ținut aproape 25 de minute, sper că v-a plăcut, eu am fost Surdacio, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari și până data viitoare, știți sloganul, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect, pe viață!